Naomi a zis către Rut: iată cum nată ta s-a întors la poporul ei și la Dumnezeii ei. Întoarce-te și tu după cum nata ta. Rut a răspuns: nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropată acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Amin. Vă invit să reluați locurile. Frate Eli și sora Andreea, de aici din cartea Rut, vreau să aduc în fața voastră și în fața noastră a tuturor niște gânduri binecuvântate despre familie ca loc al fericirii și al binecuvântării lui Dumnezeu. Fericire înseamnă, până la urmă, conform Bibliei, un loc al binelui, al bucuriei, al binecuvântării și în primul rând al prezenței lui Dumnezeu. Așa să fie familia voastră, un loc al fericirii. Fericire pentru Boaz și pentru Rut, fericire pentru voi doi, înseamnă până la urmă un cuvânt, împreună. Și haideți să vedem puțin din istoria aceasta minunată a lui Rut două lucruri. Odată secretele unei familii fericite și apoi niște principii, o să vedem din capitolul 2 în special, principii de bună viețuire în familie. Știm întâmplarea aceasta, trei familii s-au format în capitolul 1 din Rut, de la versetul 1 în jos, trei familii s-au format și până la urmă, de la versetul 6 în jos, apar trei văduve, trei familii destrămate, putem spune așa, de solul morții. Pe vremea judecătorilor, este o foamete în țară, spune cuvântul lui Dumnezeu, și un om cu nume frumos, Elimelec, Dumnezeul meu este rege, pleacă împreună cu nevasta lui, pe care o chema Naomi, plăcută, și cu doi copii au plecat să locuiască în țara Moabului. 80 de kilometri dincolo de Marea Moartă era țara Moabului, era un ținut mai mănos, mai bun decât ceea ce aveau ei în țară. Și versetul 2 spune că cei doi copii se numeau Mahlon, adică boală, și Chilion, adică slăbiciune. Toți erau din Betleemul lui Iuda. Betleem era cetatea pâinii, casa pâinii. Și ei, ajungând în țara Moabului, își căsătoresc cei doi copii și, bineînțeles, spune versetul 4, și-au luat neveste moabite, una Orpa și cealaltă Rut. Și după 10 ani se întâmplă catastrofa. Mor cei doi copii, moare Elimelec și rămân trei văduve, două nurori și soacra rămân singure. Foarte interesant că la un moment dat se aude că în casa pâinii Dumnezeu dăruiește pâine și Naomi se ridică și vrea să plece. După ce aude că Domnul l-a cercetat pe poporul lui și a adus și ea aminte de bucuriile și de binecuvântările pe care le-a avut altădată și s-a întors spre cele două nurori și le-a spus: întoarceți-vă fiecare în casa voastră, stați liniștite, eu mă duc, trebuie să plec. Să dea Domnul, le-a dat și o urare, să găsiți o odihnă fiecare în casa unui bărbat. Ele plâng, soacra se uită la ele și le mai spune încă o dată: întoarceți-vă, fiicele mele. Ei, după ce Orpa aude lucrul acesta, o sărută pe soacra ei, spune versetul 14, și pleacă. Dar Rut se ține de soacra ei. Și aici avem de la versetul 16 la 17 acest jurământ pe care îl putem propune pentru fiecare căsătorie fericită. Un jurământ extraordinar, un jurământ al iubirii, putem să spunem noi. Rut a simțit ceva în inima ei, o călăuzire, o prezență a lui Dumnezeu și a vrut neapărat să meargă împreună cu soacra ei. Mergea la risc
Știa că s-ar putea să rămână văduvă pentru totdeauna, dar știa că e diferență între Dumnezeii Moabului și Dumnezeul lui Israel. Și a ales să meargă înspre Dumnezeul lui Israel. Acum, de aici, din cartea Rut, spuneam, secretele unei familii ideale, a unei familii fericite, sunt trei. Și anume, credință, nădejde și dragoste. Cele trei, credință, nădejde și dragoste, să vi le dăruiască Dumnezeu împreună, la amândoi. Ne uităm mai întâi la versetul 16. Și Rut începe să vorbească cu soacra ei. Nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. De ce? Trebuie să avem o iubire comună, spune Rut, pentru că eu asta o simt în inima mea. Iubim împreună. Și acum, din cauza lui Eli, Andreea, trebuie să iubești acele locuri și acele direcții și casa. Așa spune aici, încotro vei merge tu, voi merge și eu. Asta e direcția, asta e țara, asta e locul. Și nu mă vezi că Andreea iubește Biserica Betel din cauza lui Eli. Pentru că așa a lucrat Dumnezeu. Casa lui, că spune imediat după aceea, unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu. Începi să iubești pe frații lui, pe nepoții lui. Pentru că așa a rânduit Dumnezeu să existe iubire între voi. Și deja primul secret al unei familii fericite este acea iubire comună. Iubire comună. Mai mult decât toate, trebuie să existe în familia fericită o credință comună. Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu. În ceea ce crede soțul, trebuie să creadă și soția. În ceea ce crede soția, trebuie să creadă și soțul, ca să fie o familie fericită. Toate lucrurile le facem împreună. Frate Eli, nu uita, într-o zi, când Domnul va rândui, să o iei pe Andreea de mână și să o duci acolo în cimitir și să arăți locul acela unde zace îngropată mama ta care te-a purtat pe brațe de rugăciune și care te-a dus înaintea lui Dumnezeu. Ea n-a reușit să vadă și să fie părtașă la bucuria aceasta, dar prin credință a văzut lucrul acesta și cred că s-a bucurat mult. Domnul să vă ajute, să vă binecuvinteze. Pe lângă iubirea comună și credința comună, observăm în textul nostru și o nădejde comună. Versetul 17. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropată acolo. Facă-mi, Domnul, ce orea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Cineva râdea la un moment dat de pocăiți și spuneau că noi vorbim de înmormântare încă de la nuntă. Au părerile lor oamenii. Nu e chiar așa. Dumnezeul nostru e Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov și ei nu sunt morți, sunt vii. Și într-o zi noi vom sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov. Și Dumnezeu nu e Dumnezeul unor oameni morți, ci a unor oameni vii. Așa că și mama voastră este vie în mănunchiul celor drepți, la dreapta lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul nostru! Familia, un loc al fericirii și al binecuvântării. Iubire comună, credință comună, nădejde comună. Sunt lucruri extraordinare. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu. Dumnezeul tău, Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropat acolo. Facă-mi, Domnul, ce-o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Și s-au dus împreună. Vă dați seama că intră în Betleem Naomi, pe care toți o știau, cea plăcută, cea care putea să vorbească totdeauna cu dragoste, cu bucurie. Și când intră acolo, se uită cetatea, se pune în mișcare și imediat a venit Naomi, cea plăcută, oare mai este femeia asta o femeie plăcută? Și imediat ea începe să spună, nu mai ziceți Naomi, spuneți-i Mara, amărăciune, că Dumnezeu m-a umplut de amărăciune. Am plecat plină de belșug, vin înapoi plină de amărăciune. Cel preanalt, cel atotputernic s-a rostit împotriva mea și m-a întristat, spune versetul 21. Și s-au întors
și au locuit împreună într-o casă. Foarte interesant că spune capitolul 2, de la versetul 1 în jos, că Naomi avea o rudă după bărbat și era un om foarte bogat și se numea omul acesta Boaz. Și imediat, Rut Moabita începe să vorbească către Naomi și îi spune așa: lasă-mă să mă duc să strâng spice de pe câmpul acelui înaintea căruia voi căpăta trecere. Și aici are loc o plecare de acasă, de la versetul 2 în jos. Naomi spune: du-te, fiica mea. Ei, desprindem deja în partea a doua a acestui mesaj, acestor gânduri pe care le am, o calitate particulară în familia creștină, în familia fericită, și anume hărnicia. Hărnicia. Rut nu stă să zică: lasă-mă, soacră, m-am obosit foarte tare de drum, te rog, lasă-mă o lună de zile să stau și să dorm. Nu. Lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice de pe câmpul acelea înaintea căruia voi căpăta trecere. Imediat, mama asta adoptivă îi spune: du-te, fiica mea. În Levitic 23 cu 22 se spunea de altfel, și era o lege în Israel, că trebuia lăsat un colț nesecerat pentru străin și pentru cel care era sărac. Imediat, bazată pe această lege din Israel, Rut începe să meargă și să strângă pentru casa ei. Și de aici desprindem acest principiu al hărniciei. Dumnezeu îi ajută pe săracii care muncesc. Domnul să vă dăruiască hărnicie în familie. Al doilea principiu de bună viețuire într-o familie fericită este călăuzirea. Versetul 3. Ea s-a dus într-un ogor să strângă spice pe urma secerătorilor. Și s-a întâmplat că ogorul acela era al lui Boaz, care era din familia lui Elimelec. Vedeți, cronicarul scrie că s-a întâmplat. Dar înaintea lui Dumnezeu nu era o întâmplare, asta era călăuzire. Dumnezeu știa exact ogorul, știa exact persoanele. Faptul că voi v-ați întâlnit n-a fost o întâmplare, a fost planul lui Dumnezeu. Dumnezeu știa. Este principiul călăuzirii și Dumnezeu a rânduit să vă călăuzească într-un mod uimitor. Țin minte că este la Luncani, lângă Câmpia Turzii, un frate care și acum trăiește, are undeva la 94-95 de ani, și în familia lui s-a întâmplat la un moment dat o tragedie. Soția a murit și l-a lăsat văduv cu 3 copii. Era tânăr, era la serviciu, nu putea să-i crească și era foarte, foarte greu. Și la un moment dat a intrat în post și rugăciune și a zis: Doamne, fă ceva! Uită-te la mine ce greu îmi este, nu-i pot crește pentru tine, pentru biserică, îi cresc alții, eu trebuie să mă duc la serviciu. Fă ceva și călăuzește-mă și dăruiește-mi o soție credincioasă, dar te rog. Și a intrat înaintea lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat pe fratele Rafai de la Triteni? L-a trimis Domnul într-o zi și a bătut la ușa acestui frate, lui Pătruț, așa îl cheamă, și a zis: uite, Dumnezeu m-a trimis la tine cu un mesaj, și anume: mâine vei pleca și îți vei vedea viitoarea ta soție. Dar unde plec, frate? Nu știu. Domnul nu mi-a zis mai mult. Mâine, să repet, mâine te duci și o vei vedea. Fratele a zis: mulțumesc, a intrat iarăși în rugăciune, în mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Și cum a fost mâine și a lăsat copilașii în grija cuiva, a unor rudenii, și el a ieșit. Bineînțeles, după orele de serviciu, a ieșit la șosea și făcea cu mâna și zicea: Doamne, eu pun semnul ăsta înaintea ta. Mașina care merge spre Mureș, îi fac cu mâna. Dacă oprește, mă duc în direcția aceea. Mașina ce merge spre Cluj, trec repede dincolo, peste șosea, îi fac cu mâna. Dacă oprește, de la tine. Și la un moment dat, după mult timp de așteptare, cineva a oprit și l-a luat spre Câmpia Turzii, spre Cluj. Îl întreabă pe fratele: unde te duci? Zice: nu știu, dar te întreb eu, unde te duci, dumneata? Pe omule, tu știi unde te duci? Da, da, zice, știu, dar dacă îmi zici, dumneata, o să știu. Zice: mă duc la Câmpia Turzii, în zona autogării. Acolo du-mă, te rog, du-mă repede. Și l-a dus. Ultimul autobuz ieșea din autogara Câmpia Turzii și pe el scria Iacobeni. Oprește, oprește, face el semn la șofer, o șofer oprește. Bună ziua, zice, mergeți la Iacobeni? Da, da, da. Haideți că vin și eu.
Și s-a dus. Pe drum îi întreabă pe oamenii de pe autobuz. Auziți, știți în Iacobeni ceva pocăiți? El nu fusese niciodată acolo. Ce da, știm. Care-i pocăitul ăla din fruntea lor, conducătorul lor? Știți unde stă? Da, știm. Ei, fratele, merge și bate la ușă, că a coborât de pe deal în Iacobeni, în sat, și bate la ușă la conducătorul bisericii. Și dinăuntru se aude o voce, intră, soția ta este pregătită, Duhul Sfânt a pregătit-o. Cine a fost cel care a luat firele astea și le-a nodat și le-a pus cap la cap? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. A intrat tânărul ăsta, că încă era tânăr, gândiți-vă, avea 3 copii, era tânăr atunci. A intrat la fratele conducător din Iacobeni și fratele zice, pe tine te așteptam ieri. Când Duhul Sfânt ție ți-a vorbit să vii astăzi aici, ieri a fost la mine o fată, e fecioară, e din biserica noastră, e o fată un pic mai trecută ca vârstă, dar e o fată pocăită. A fost la mine aici la rugăciune și Duhul Sfânt i-a zis așa, mâine o să vină viitorul tău soț, o să fie un bărbat încercat, o să trebuiască să ai grijă de 3 orfani. Și zice, asta a fost lucrarea. Și acum spunem, ai 3 orfani sau nu ai? Da, frate, am 3 orfani. Și s-a făcut o lucrare extraordinară, o soră pocăită care a mers și a luat locul unei mame care a plecat la Domnul. De ce? Dumnezeu a dăruit călăuzire. Îmi vine să cred și cred din toată inima. Și am auzit lucrul acesta. Am auzit amănunte că Dumnezeu a fost Cel care a călăuzit întâlnirea voastră. Dumnezeu să fie călăuza voastră până la moarte. Al treilea principiu de bună viețuire extrastode aici din textul nostru. Pentru că se duce într-un ogor, versetul 3, și strânge spice de pe urma secerătorilor. Ogoare erau multe, Dumnezeu a călăuzit-o acolo. Și imediat apare Boaz în versetul 4. Și începe să le spună secerătorilor, Domnul să fie cu voi. Și ei încep să vorbească și să-i spună, Domnul să te binecuvânteze. Vedeți? Un al treilea principiu de bună viețuire în familia fericită este respectul reciproc. Cartea aceasta, Rut, este o carte a eticii, dacă vrem, sau a moralei creștine, că etică e prea larg cuvântul acesta. Priviți ce frumos se vorbește în cartea Rut. Domnul să fie cu voi, Domnul să te binecuvinteze, răspund oamenii. Versetul 12, Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut. Numai cu Domnul vorbesc cu oamenii ăștia. Versetul 13, să capă trecere înaintea ta, Domnul meu. Versetul 19, binecuvântat să fie cel ce s-a îngrijit de tine, a spus soacra când Rut se duce seara acasă. Imediat, versetul 20, să fie binecuvântat de Domnul, care este plin de îndurare. Capitolul 3, versetul 1, fiica mea, aș vrea să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericită. Vorbirea voastră să fie dreasă cu har. Vorbirea voastră să fie din cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când veți vedea că nu mai aveți ce să spuneți, mai bine vorbiți între voi cu psalmi și cu cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Și o să vedeți ce minunat va lucra Dumnezeu. Vorbirea este până la urmă barometrul respectului reciproc. Cuvântul lui Hristos să locuiască, spune Coloseni 3:16, din belșug în familia voastră. Domnul să vă ajute! Apoi este un alt principiu de bună viețuire extras tot de aici din capitolul 2, versetul 23, ea s-a ținut dar de slujnicele lui Boaz ca să culeagă spice până la sfârșitul seceratului orzurilor și seceratului grâului și locuia cu soacra sa. Principiul perseverenței. Cine ne-a iubit pe noi până la sfârșit dacă nu Domnul Iisus Hristos? Voi v-ați iubit până la capăt și aici este un capăt, dar de aici se deschide o nouă cale. Și atunci va trebui să fiți perseverenți în iubire, în nădejde, în credință și Domnul să vă ajute. Fata asta tânără a știut să meargă și să meargă și să meargă în ogorul lui Boaz. Că până la urmă Dumnezeu i-a dat o mare binecuvântare pentru că a fost perseverentă.
Capitolul 3 ne dezvăluie o altă calitate, a cincea, și anume ascultarea. Pe lângă hărnicie, pe lângă călăuzire, pe lângă respectul reciproc, pe lângă perseverență și ascultare. De la versetul 1 în jos, soacra îi spune lui Naomi, fica mea, vreau să-ți dau un loc de odihnă, vreau să fii fericită. Și acum Boaz, cu ale cărui slujnice ai fost, nu este el rudă cu noi? Iată că el are săvânturi la noapte orzurile, spală, te unge, te îmbracă, te coboară-te. Și când se duce să se culce, înseamnă-ți locul unde se culcă, apoi du-te, descoperă-i picioarele. Versetul 5. Ea i-a răspuns. Vedeți, a vorbit la ora de rugăciune despre ascultare. Voi face tot ce ai spus. Și apoi urmează principiul numărul 6 și anume înțelepciunea. Spală-te, i-a spus soacra, unge-te, îmbracă-te, coboară-te. Vedeți, toate lucrurile acestea aduc spre lucruri spirituale. Spălare în sângele lui Hristos, ungerea Duhului Sfânt, îmbrăcarea în neprihănire și apoi coborârea la smerenie. Și toate astea atestă, demonstrează înțelepciunea pe care Domnul ne-o dăruiește în familie. De multe ori apar discuții și divergențe pentru că nu suntem smeriți, nu suntem îmbrăcați în neprihănire, nu suntem spălați în sângele lui Hristos, nu-L avem pe Duhul Sfânt cu noi. Foarte interesant este aici cuvântul acesta, pentru că totul s-a bazat al șaptelea principiu, puritate, curăție, sfințenie, dacă vreți. Totul. Cum funcționa o mașină de treierat în timpul acela? Pentru că noi nu știm lucrul acesta astăzi. Dacă te duci la un copil și îl întrebi cum se face pâinea, zice că la brutărie. Dar brutăria de unde obține făina? Nu știe. Atunci copiii erau părtași la treierat, la prelucrat, la tot. Erau părtași și știau lucrurile cum erau. Mașina de treierat de obicei era instalată pe vârful unui deal, vântul începea să sufle, era foarte benefic lucrul acesta pentru că acolo se putea vântura grâul, dar înainte ca să se vânture grâul, erau niște pietre dispuse în sistem circular ca un cerc, așa, pe vârful dealului și în centru se aduceau znopii și se depozitau. Erau niște animale de povară, fie boi, fie cai, care aveau un jug și se învârteau în cerc cu un tăvălug. Și tăvălugul ăsta cum se învârtea, zdrobea spicele și imediat oamenii trebuiau să extragă tulpinile și să le arunce. Apoi grâul amestecat cu pleavă era pus în niște vase mari care erau prinse din mai multe părți și grâul era aruncat în sus când bătea vântul. Și după ce era vânturat, grâul era adunat într-un loc. Și apoi, bineînțeles, venea seara, venea noaptea și oamenii nu mai plecau acasă, se făcea o sărbătoare. Și fiecare de obicei stătea cu familia lui în dreptul unei pietre. Și erau mai multe familii. De aceea Naomi îi spune lui Rut, înseamnă-ți locul unde merge Boaz să doarmă, pentru că erau mai mulți acolo în arie. Și asta, vedeți, sunt unii care citesc așa și scot din context și spun în felul următor. Dacă Rut cu Boaz și-au permis să se întâlnească noaptea într-o arie, numai ei doi, de ce să nu mă întâlnesc și eu cu o fată sau cu un băiat? Numai noi doi. Pentru că și Rut, nu. Vedeți? Contextul istoric ne spune foarte clar. Acolo erau mai multe familii care ajutau, că nu putea un om singur să-și mâne boi, să-și aducă znopii, să-și secere, să facă toate operațiunile astea. Erau mai mulți, erau neamurile, erau prietenii. Și noaptea dormeau acolo în arie toți. Și Rut își însemnează locul unde doarme Boaz ca să nu meargă cumva să nimerească în altă parte și merge la miezul nopții și cu mare sfială, cu mare respect, îi descoperă picioarele. Și imediat Boaz se trezește și se sperie și începe să o întrebe, dar ce-i cu tine aici? Cine ești tu? Sunt Rut, sunt slujnica ta, întinde-ți veșmântul tău peste mine că ai drept de răscumpărare. Ce gingășie, ce puritate, ce sfințenie. Și ce să vedem ultimul lucru, ultimul principiu de bunăviețuire. La baza acestei relații a fost iubirea. Gândiți-vă la Boaz,
este în stare să convoace nu doi sau trei martori, 10 martori, domnule, să vină acolo, să vadă că eu o iubesc pe fata asta, am prins drag de ea, a venit Duhul Sfânt și a pus iubirea în inima mea. Rut se duce la el, îi dezgolește picioarele și vorbește cu atâta respect, cu atâta pioșenie și spune: eu te iubesc, cu alte cuvinte, dar nu pot să-ți spun lucrul acesta, este o rânduială în Israel, eu vreau să dau veșmântul ăsta, atâta pot să fac, îl dau la o parte, știi de ce? Că vreau să-l întind peste mine, vreau să mă iei sub acoperământul tău, vreau să mă iei sub protecția ta. Așa a făcut Hristos Domnul cu noi, lăudat să fie Domnul. Și vreau să rămân la gândurile acestea, frate Eli și soră Andreea. Duhul Sfânt să vă dăruiască în funcție de împrejurări, că sunt câteva principii aici, principii de bună viețuire. Dar dacă veți rămâne la adăpostul lui Dumnezeu, la călăuzirea Duhului Sfânt, în funcție de împrejurări, El vă va dărui biruință. Vă va dărui o călăuzire specială și veți ști că ați intrat într-o familie fericită, în familia Domnului Iisus. Domnul locuiește în familia voastră și voi locuiți în familia lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze și vă dorim cu toții drum bun împreună cu Domnul. Amin.